Există o cântare foarte importantă, care începe așa. Așa se cântă toată grija ce lumească de la noi să le pădăm. Când intră un creștincios, un drept creștincios în biserică, toată grija lumească rămâne afară. Și se reculege și își îndreaptă toate gândurile și toată atenția spre cuvântul preotului, spre liturghie. Un creștin, mirian, laic, sau un monah, un călugăr, sau un pusnic, un sihastru, când decide să se roage, adică să stea de vorbă cu Dumnezeu, cade atunci în genunchi, toate gândurile le alungă, face o liniște desăvârșită, o liniște spirituală desăvârșită și atunci începe să vorbească cu Dumnezeu. Atunci rugăciunea lui este o rugăciune reală. În afară de această rugăciune reală, sunt și rugăciunile formale, care le facem la slujbă, dar sunt formale. Rugăciunea adevărată aceasta este. Adică reculez total, eliberat total de toată grijă ce urmească, îndreptându-ți gândul și toate forțele tale intelectuale și spirituale și credința că tu nu vorbești în gol, ci tu vorbești cu Dumnezeu. Dumnezeu în fața mea. Nu-L văd, dar-L cunosc lângă mine. Îi văd urechea cum mă ascultă. Aceasta e nevoie să învețe lumea. Că lumea a uitat să se roage cu adevăratul lui Dumnezeu. Ce om de bunătăți, dorirea ta, în noi se poate.